Anul trecut, punctul de pensie a crescut doar cu 14%, nici de cum cu 40%, așa cum este prevăzut în proiectul de lege. De atunci și până acum, pensia nu a mai fost majorată nici măcar cu un leu. În schimb, prețurile la alimente au crescut considerabil. Iată ce spune despre această situație deputatul PSD de Olt, Marius Iancu. În 2019, în timpul guvernării PSD, pensia medie netă a crescut la 1181 de lei, iar un pensionar din România putea cumpăra cu 113 pâini mai mult, adică 747. Acum, la 1 septembrie 2021, punctul de pensie nu a mai crescut la 1875 de lei, așa cum stabilise guvernul PSD, dar prețul pâinii s-a majorat cu 15%. Deci câte pâini își mai poate cumpăra un pensionar român? Până și alimentul de bază nelipsit de pe masa pensionarilor, pâinea, a devenit un lux. Creșterea economică anunțată de guvern se vede doar în hârtiile oficiale, spune deputatul Oltean. Realitatea arată de fapt opusul. Valoarea cheltuielilor crește, iar salariile, pensiile și alocațiile sunt plafonate, ceea ce va scădea semnificativ puterea de cumpărare a oamenilor.